Teatrul pentru copii și tineret Colibri le-a pregătit celor mici în acest sfârșit de săptămână două povești fascinante care vor căpăta viață în interpretarea unor cunoscuți actori. Sâmbătă de la ora 18, publicul este așteptat la spectacolul Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor. Mici pitici nu sunt ocoliți în această săptămână, au și ei porția lor de teatru. Astfel, sâmbătă, la ora 18, ca de obicei, se întoarce pe scenă Năzdrăvanul Petrișor în spectacolul Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, pentru că este un spectacol creat de colegii noștri din teatru. Este vorba de Ala Cebotari, care a semnat scenariul și regia acestui spectacol, împreună cu Daniel Mirea și Emanuel Popescu, iar muzica este compusă de Alin Macovei Moraru. Este un spectacol foarte vesel, foarte colorat, foarte dinamic și cu foarte, foarte multe momente de umor. Duminică, de la ora 11, este programat spectacolul Jocuri Magice. Duminică, la ora 11, iepurașul Mofturică să treacă prin atâtea peripeții în spectacolul Jocuri Magice, un spectacol unde Adriana Ioncu, Ala Cebotari și Emanuel Popescu spun această poveste împreună cu personajele lor. Biletele se pot procura de la Agenția Teatrului Colibri de luni până duminică. Prețul biletului variază între 7 și 10 lei în funcție de categoria locului. După ora de începere a spectacolului, accesul în sală nu mai este permis.